Monumentul simbol al orașului Paris este departe de a-și găsi strălucirea de altădată. După incendiul de amploare din 15 aprilie, doar 9% dintre promisiunile de donații pentru Catedrala Notre-Dame au fost concretizate. Mai exact, din suma totală promisă de 850 de milioane de euro, doar 80 de milioane de euro au fost deja trimise de donatori. Spune Franck Riester, ministrul francez al culturii. Donațiile făcute deja prin cec sau virament bancar provin mai ales de la persoane private. Cele mai importante donații anunțate, precum cele din partea familiilor Arnaud și Pinault, vor fi trimise treptat, în funcție de deviz, potrivit documentelor furnizate de Ministerul Culturii. În incendiul izbucnit în aprilie, Catedrala Notre-Dame a fost parțial distrusă. Fleșa și o mare parte din acoperiș s-au prăbușit sub flăcări. Pe 11 mai, Adunarea Națională a Franței a adoptat un proiect de lege referitor la restaurarea catedralei în 5 ani, un termen considerat de unii experți ambițios. Restaurarea ar urma să coste între 600 și 700 de milioane de euro, estimează experții. Catedrala Notre-Dame este vizitată anual în medie de 12 milioane de persoane.